Salut, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul FV Blog. În acest video voi prezenta și testa un adaptor ce m-a lăsat mască în privința vitezei de transfer. În ultimii ani am testat nenumărate adaptoare de acest gen, iar viteza maximă obținută a fost de 120 MB pe secundă. Să începem! Aceasta este cutia în care vine produsul. Sabrent fiind un produs american ce își fabrică produsele spre mirarea mea în China. Adaptorul de față este unul pentru hard discuri și SSD-uri de 2,5, fiind formatul pentru laptopuri. Pentru hard discuri de 3,5, cele pentru desktopuri, fiind nevoie de un altul cu alimentare separată. Ca de obicei, în cutie vine cu un manual în care sunt descrise câteva date tehnice, dar care oricum nu îl citește nimeni. Să fiu sincer, cablul și mufa USB par destul de calitative, ceea ce consider că nu o să se uzeze așa de repede în timp. Cablul face adaptarea de la SATA la USB 3.0, așa că în secvențele următoare o să vedeți niște teste de viteză. În acest test voi utiliza un hard disk Toshiba și un SSD ADATA, rămase în urma unor upgrade-uri. Să trecem la partea practică. Vom testa pentru început hard disk-ul Toshiba, fiind luat mai mult ca reper, însă eu îl mai folosesc din când în când pentru stocare externă. Pentru test am ales două variante, utilizarea unor softuri special concepute pentru așa ceva și a doua variantă, copierea de fișiere precum fotografii, imagini ISO sau un folder cu videoclipuri. Pornim Crystal Disk Mark și revin în câteva minute. Rezultatele sunt destul de bune, ținând cont vechimea harddiscului. Acum să trecem la AutoDisk Benchmark. Pentru că rularea programului durează ceva timp, o să revin și în cazul acestuia în câteva minute. După cum mă așteptam, rezultatele sunt aproape identice. Acum trecem la copierea celor trei fișiere, test 1, test 2 și test 3. Aici nu o să vorbesc destul de mult, deoarece imaginile oricum vorbesc de la sine. După cum se vede, transferul este chiar foarte stabil.
Următoarea unitate pentru test va fi un SSD a data, modelul din imagine. Și la fel ca în cazul harddiscului Toshiba, rulăm programul CrystalDisk. Revin în câteva minute, pentru voi fiind doar câteva secunde. Aici rezultatele mi-au întrecut așteptările, deoarece aceste viteze le obțineam de obicei doar prin interfața SATA, negăsind până în prezent vreun adaptor cu asemenea rezultate. Pornim bineînțeles și celălalt soft pentru a vedea viteza de citire-scriere mai în detaliu. Revin. Ok, viteza de transfer la citire-scriere e superbă pentru USB 3.0. La fel ca în cazul harddiscului Toshiba, copiem cele trei fișiere, test 1, test 2 și test 3. În cazul folderului test 1, aici fiind fotografii, viteza e mai slabă față de rezultatele date în programe, fiind ceva normal, dar oricum e mult mai mare față de ce mă așteptam. Apoi copiem și celelalte fișiere, imaginea ISO test 2 și folderul test 3. Concluzia finală este că acest adaptor de la Sabrent merită achiziționat pentru situații gen clonare hard disk, în cazul unui upgrade la SSD, sau pentru copiere rapidă de fișiere, DB desktop sau laptop, prin interfața USB 3.0. Aici se oprește acest videoclip, sper că a fost de folos și vă place acest gen de conținut. Dacă da, nu uitați de like, subscribe și să apăsați pe clopoțel. Toate cele bune!